15 voluntari de Cruce Roșie, 14 fete și un băiat au trecut pragul cantinei de ajutor social în încercarea de a ajuta angajații acestei instituții la prepararea hranei. Este o acțiune pregătită mai demult și pusă în practică miercuri 22 mai. Este o acțiune planificată de foarte mult timp și am ținut să desfășurăm această activitate în luna mai, luna Crucii Roșii Române. Tinerii voluntari au venit cu inima deschisă la această acțiune și au făcut tot ce li s-a cerut. Nu s-au dat în lături să curețe cartofi și ceapă, dar nici să facă curățenie în sala de mese. Și spun că s-au simțit bine. Suntem voluntari la Crucea Roșie și ne face plăcere să ieși ceva nou pentru noi totodată. E prima dată când veniți aici. Ai intenționat să reveniți? Da, de ce nu? E plăcut. Da. Se pare un gest umanitar să-i ajutați pe cei mai defavorizați, pentru că aici se știe cine mănâncă. Da, mi se pare un gest drăguț din partea noastră și totodată le ajutăm și pe doamnele care pregătesc mâncarea, ne simțim și noi bine, cred că toată lumea are de câștigat. Și mai încântați decât voluntarii au fost angajații cantinei care au primit un ajutor nesperat. Prezența acestor voluntari înseamnă pentru noi o mână de ajutor în plus. Faptul că la noi se face curățenie zilnic și trebuie păstrată, dumneavoastră mai faceți ceva în plus. Și vă mulțumim! Este pentru prima dată când se organizează o astfel de acțiune, însă nu va fi și ultima. Intenția noastră este să acordăm o zi pe lună acestei activități de acordare a sprijinului în beneficiul, bineînțeles, giurgiuvenilor. Activitatea filialei de Cruce Roșie este intensă și cuprinde multe laturi. Acum reprezentanții instituției se pregătesc de două evenimente programate la sfârșitul săptămânii viitoare, evenimente la care invită toți giurgiuvenii, dar în special elevii de gimnaziu. Invit toți elevii din ciclul gimnazial să participe vineri pe 31 mai la concursul județean sanitarii pricepuți, un concurs de prim ajutor și educație sanitară. De asemenea, pe data de 1 iunie, toți copiii care vor să-și vândă jucăriile în beneficiul copiilor defavorizați să participe sâmbătă pe 1 iunie în piața centrală la Târgul Jucăriilor Vechi.